Da, da. Da. Apropo de meciul de mâine, sunt ceva probleme la dumneavoastră. Florinel Coman, înțeleg că are acea leziune musculară, va mai juca în acest campionat? Păi cum? Păi dar nu. Pare că a făcut analizele, are o chestiune minoră, dar el mâine nu cred. Nu, mâine nu, mâine nu. Nu, dar eu mă gândesc că mâine poate nu, dacă sunteți campioni, intră și Coman în vacanță, se pregătește puțin pentru Euro, păi, se odihnește da, câteva nu, dar zile. El vrea, pentru că el a zis că, domne, eu vreau să câștigăm toate meciurile, nu vrem că, domne, suntem campioni și după aia, că am auzit în asta că să punem după aia să jucăm, să evaluăm copiii și cu tare. Și el a zis, domne, Gigi, eu vreau să devin goalgetter. Și vreau să câștigăm toate meciurile ca și campionii, deci nu e că stai puțin că acum le lăsăm așa. Și plus de asta, ce va fi, dacă dă Domnul să fim campioni, eu le garantez celor de la celelalte echipe că va fi o luptă dreaptă. Adică dacă va intra, de exemplu, doi copii care vor intra cu Craiova, vor intra și cu, și cu CFR-ul. Am cu înțeles. Cu Rapidul nu. Cu Rapidul va fi cea mai super selectă echipă. Deci nu mergeți cu echipa a doua în Giulești, chiar dacă sunteți campioni. Nu. Orice ar fi în Giulești, trebuie... E ambiția suporterilor. Nu mai depinde de mine. Da. După mine, dacă era, luptă dreaptă. Adică să fie tot la fel. Dar nu poți, că ei sunt suporterii care au ambiție. Da, și apropo de lupta la locul 2, spuneți foarte clar ca să se liniștească toți, cum veți juca împotriva Craiovei, așa veți juca și cu CFR Cluj. Totul la fel, exact. Am înțeles. Dacă intră Pandele cu CFR, intră și cu Craiova. Eu fac corect. O... Intră Pandele, intră și cu Craiova, intră și cu CFR. Iar în ultima etapă, deci... cu Rapidul, veți juca cu cea mai bună echipă, ca o echipă campionă. Păi... E vorba de suportere aici, nu e vorba de mine. Dacă era după mine, trebuia să fie egalitate, dreptate. Da. Dar nu e după mine aici, că nu pot să fac numai aici. Fac eu ce vreau eu. Dacă e vorba de o dorință a suportelor, o respect. Da, foarte frumos. Apropo de meciul... Nu dau respect pentru văzut, adică atâtea probleme au fost la echipa asta și nu știu ce, și cu numele, și cu cutare, și din ce în ce mai mulți, mai mulți, mai mulți, mai mulți. Plus faptul că potriva Rapidului nici n-ați câștigat în ultimul timp, ba mai mult chiar au câștigat multe meciuri cei la Rapid. E și un orgoliu și al echipei și al fanilor. Lor. Pentru mine nu, pentru ei da. Și înțeleg, adică ei au orgoliu ăsta, dar orgoliul lor s-a, zic eu că s-a, și-au îndeplinit orgoliu, adică din moment ce suntem la cât acum? Suntem la vreo 18 puncte, parcă, nu? 17 de Rapid. 17 puncte. Și cu încă 5, dând jumătățire, 22 de puncte. Bă, băiatul, ce orgoliu mai vrei? Mai mult decât atât. E orgoliu acela de a-i bate și în meci direct. Despre ăla e vorba până la urmă. Da, așa este, așa este, așa este. Să câștigi și